Pentru că atunci nu ne place să vorbim, din cauza orgoliului, nu ne place să vorbim despre ce nu am realizat în viață. Spun din experiența personală, uite și în media, eu am făcut foarte multe la viața mea și fac în continuare foarte multe la viața mea, dar tot ce se promovează sunt eșecurile, adică atunci când n-am avut succes într-un lucru cum a fost căsnicia. Și uite, dacă se zice se pregătește un nou iubit sau o nouă nuntă sau ceva grandios, iar aia se promovează. Și atunci oamenii nu vor să vorbească decât ori când au un ceva grandios, adică tot restul lucrurilor pe care ei le fac nu contează, e pus sub semnul normalului, dacă vrei. Ceea ce nu e deloc normal, pentru că noi facem lucruri minunate în fiecare zi, nu? Uite și asta mă gândeam într-o zi, că faptul că ești mamă înseamnă un job. Mie mi se pare că teoretic o femeie poate să se rezume doar la chestia asta, știi? Dar întotdeauna este ce, dar nu, tu trebuie să mai ai, să fii și mamă, dacă se poate, de 3-4 copii, să mai ai și un job, dacă se poate, nu știu, să fii șefă, nu știu unde, să mai ai și un soț model care... Și atunci se pune foarte mare presiune pe noi. Și presiunea asta face ca noi să nu putem să ne asumăm eșecul. Eu am avut două eșecuri pe care mi le-am asumat în public și mi-a fost foarte greu, dar am vrut să arăt oamenilor că sunt om. Odată când am pierdut prima sarcină și am avut, numai că am pierdut-o, a trebuit să trec printr-o provocare de avort, pentru că aveam copilul cu malformații și am ales să vin și să spun exact tot ce s-a întâmplat cu Lux de amănunte, pentru că știam că sunt probabil mii de femei care trec prin chestia asta și am să știe că și noi trecem, nu numai dacă suntem la televizor machiate și aranjate tot timpul, nu înseamnă că nu plângem acasă. Și mi-am asumat și partea cu divorțul. Bineînțeles că am așteptat să fiu pregătită psihic pentru orice, adică nu l-am anunțat după aproape un an de zile, dar... Tot de asta, ca să vadă femeile care trec prin ceea ce am trecut eu, că există și viață după, că există viață și în timpul divorțului, pentru că te poți canaliza pe alte lucruri și că toate trecem prin aceleași lucruri și că, de fapt, eșecul există în viața noastră și, din punctul meu, eu asta spun și la actorii, eu lucrez cu copii și eu asta le spun copiilor. De ce? Că eu nu vreau să joc personaj negativ, eu nu vreau să joc personaj negativ. Și le zic, măi, dacă nu ar exista personajele și întâmplările negative, tu nu te-ai uitat la... Tu n-ai citit povești, nu te-ai uitat la filme. Deci, ca să existe ceva bun, trebuie să existe ceva rău, totdeauna ca să se întâmple lucruri. Nu s-a întâmplat nimic. Ia spuneți voi, că dacă v-ați uitat la nu știu ce film, vă uitați voi, dacă n-ar fi și un personaj negativ acolo. Păi să mă gândesc, ei, da, așa este. Dar, din păcate, da, trebuie să vorbim mai des despre eșec și de partea lui pozitivă.